Nu știu cum a fost la tine în școală legat de predarea limbilor străine, dar experiența mea n-a fost cea mai plăcută. Am schimbat profesorii de limba engleză mai des ca pe oricare alt profesor, iar profesorul de germană din clasa a treia a plecat în armată după primul an de predare și ne-a lăsat pe mâna unei profesoare care preda franceza. Așa că n-am avut șansa să mă îndrăgostesc de limbile străine pentru că aș fi avut profesori care să-mi arate cum se învață o limbă străină. M-am îndrăgostit de ea, la fel ca mulți alții din generația mea, pentru că era ceva nou, diferit și promitea să mă ajute când aveam să fiu adult și, în plus, o putea învăța de la desenele animate sau din telenovele. Mi s-a înscris încă din copilărie convingerea că dacă nu ai învățat cât erai mic, dacă n-ai avut șansa la școală să ai super profesor care să te facă să te îndrăgostești de o limbă străină, s-a dus. Nu mai ai cum să înveți ca adult o limbă nouă și să înveți să vorbești corect. Evident, există și acest context în care dacă pleci din țară și te obligă contextul să înveți o limbă pentru că trebuie să te descurci, o vei învăța. Dar chiar și așa, parcă tot nu vei vorbi limba chiar cum vorbesc nativii. Asta era ceea ce credeam înainte să am o discuție cu Nicoleta Surdu, profesor Silent Way de engleză și germană și coordonatorul de cursuri de la Coursevo. Nicoleta mi-a schimbat perspectiva pentru că mi-a zis că nu are legătură cu felul în care funcționează creierul unui adult, ci are legătură cu procesul prin care învață un adult, metodologia și profesorul care ghidează respectivul proces. Se pare că poți în câteva luni să înveți corect o limbă nouă și da, există posibilitatea să stai ani de zile ca să perfecționezi o limbă și felul în care pronunți cuvintele dintr-o limbă străină, dar, cel mai important, se poate să faci asta, să înveți și fără rușine, fără teama că râd alți colegi din grupa ta de pronunția ta sau fără presiunea că celălalt coleg știe mai bine decât tine că a petrecut 6 luni într-un exchange în state și de asta știe accentul. Se poate ca adult să învățăm limbi străine printr-o tehnică, metodologie, sistem care e mai potrivit felului în care învață creierul unui adult. Unde și cum poți face toate astea? Îți povestește Nicoleta Surdu în minutele ce urmează. Începe un nou episod din Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Bine ai venit, Nicoleta! Bine te-am găsit, Mădălina! Mă bucur tare că înregistrăm episodul ăsta și tu știi că îl pregăteam de foarte mult timp. Ce este curios este că în acest timp am făcut schimb de 1 milion de mail-uri și am citit de 10 de ori ce faci tu, ba chiar le-am zis altora ce faci tu, dar episodul nostru se întâmplă abia acum și mi se pare absolut minunat că în Thinking Made Visible vorbim despre un alt fel de a învăța. Adică un alt fel de a face gândirea vizibilă pentru că alți oameni să învețe niște abilități noi. Sunt foarte curioasă despre Silent Way și despre munca ta, așa că hai să începem. Și încep exact cu începutul, așa cum fac de multe ori. Nicoleta Surdu, cofondator Coursevo. Așa scrie în semnătura ta din e-mail, dar eu vreau să știu detaliile din spatele etichetei. Cine este Nicoleta Surdu? Este foarte interesant, Mădălina, că ne întâlnim în aprilie. Cu asta vreau să încep pentru că aprilie ăsta are o semnificație deosebită pentru Coursevo și pentru mine. Ok. În aprilie, acum 8 ani, exact 8 ani, îmi luam inima în dinți și eram așa la o răscruce pe toate planurile, și personal și profesional, răscruce majoră, și îmi luam inima în dinți și propuneam unei prietene de o viață să facem un centru de limbi străine. Se întâmpla pe 1 aprilie, acum 8 ani, în 2014. Deci e interesant că facem înregistrarea asta exact la 8 ani de la apariția Coursevo. Eu sunt, de fapt, un colecționar de povești, am ajuns la concluzia, că sunt, de fapt, un colecționar de povești și de experiențe. Pentru că învățarea unei limbi străine este o adevărată experiență
personală și de dezvoltare dincolo de să învăț niște cuvinte. Și asta m-a ajuns la concluzia că am colecționat în ăștia 8 ani foarte multe povești. Am făcut drumul ăsta de descoperire cu mulți oameni. I-am condus către, de fapt, un profesor bun asta face, nu-ți predă, ci te îndrumă spre a descoperi tu, mai ales ca adult. Uite, asta mi se pare... Dar ne băgăm într-o discuție care nu... care e greu de dus, despre cum un profesor te ghidează ca să-ți găsești tu singur răspunsurile și despre cum adevărul adevărat este că școala noastră nu asta ne-a învățat, ori ca adulți să schimbi această convingere, it takes some time și probabil exact despre asta va fi conversația noastră. Dar înainte să ajungem acolo, care ar fi 3 cuvinte, doar 3, care consider că descriu felul tău de a fi? Felul meu personal de a fi? Felul tău complet, personal, profesional? La asta nu te așteptai. Nu mă așteptam, dar știu că am făcut introspecție, am făcut ceva introspecție. Sunt un om foarte curios. Și asta este poarta spre învățare, de fapt. Sunt un om curios, sunt un om care are valoare centrală învățarea. Și sunt intensă, adică pun pasiune în ceea ce fac. Este lucru cu mine este intens, adică te provoc, te scot din zona de confort ca să ajungi unde trebuie. Ok. Completând răspunsul primei întrebări legate de povești, cu aceste 3 cuvinte care te descriu pe tine, te invit să le legi și să răspunzi la ce este Cursevo. Ce este Cursevo? În titulatură scrie un centru de limbi străine. Nu știu cum să-i spun deocamdată altfel, dar este un loc unde oamenii se conectează. Și experiența majoră când am trecut în online, odată cu pandemia, a fost că în online oamenii se conectau mai abitir decât în sală. Deci este un loc unde oamenii se conectează între ei foarte frumos, se descoperă pe ei, își înving și merg mai departe decât credeau. Mulți vin aici după multe încercări ratate. Ultima experiență a fost de curând cu cineva care mi-a spus că învață de 20 de ani. Este inadmisibil. Inadmisibil. 20 de ani. A trecut printr-o grămadă de centre, printr-o grămadă de... Și nu reușea să ajungă la fluență. Cum să nu-i admir pe oamenii ăștia? Care totuși nu au renunțat. E mare lucru, foarte mare. Da, da, da. Deci e un loc de depășit limite și bariere. Dar intri în el zicând, vreau să învăț o limbă străină. Da. Ok, hai să începem de aici. De unde a venit pasiunea ta pentru limbi străine? Și după aceea, am eu așa un feeling că, exact cum am zis, vreau să învăț o limbă străină, este doar poarta de intrare spre un univers în care tu, de fapt, transformi oamenii și înveți mai mult despre ei, dar instrumentul sau motivul este limba străină. Hai să ne întoarcem la începutul firului. De unde pasiunea ta pentru limbi străine? N-aș putea spune de unde. Eu școala am început-o și copilăria am petrecut-o în comunism. Prin urmare, prea multe metode de dezvoltare, de învățare nu existau. Și când am descoperit că pe lume există alte limbi, asta pentru mine cred că a fost o formă de escapism, de evadare din griul și așa mai departe. Și am început să învăț. Rusa a fost prima limbă, evident că nu a fost un succes pentru că era abordată cum era abordată, însă engleza a fost mai mare succes pentru că a fost alt context, venise Revoluția și am avut tot timpul curiozitatea asta fantastică și am vrut să fac mai mult, să învăț mai mult, da, aia cum funcționează, da, limba cealaltă cu ce se mănâncă și odată ce ai învățat o limbă
și vezi ce funcționează, deja cu alți ochi privești a doua limbă și a treia limbă. Uite, asta e ceva ce am mai citit zis de tine în alte contexte, cum că în momentul în care înveți o limbă străină, dacă reușești să vezi sistemul din spatele limbii, nu cuvinte mot-a-mot, îți va fi mult mai ușor să o înveți pe a doua, pe a treia, pe a patra. Și mi-ar plăcea să-ți faci gândirea vizibilă despre de ce, dar te întreb, are legătură identificarea acelui sistem cu metoda pe care o folosești tu, Silent Way? Da. Ok. Clar, zine ce clar. E Silent Way, că sunt atâta de curioasă. Da, Silent Way este o abordare, nu este metodă. Metodă înseamnă altceva, ceva cu reguli, ceva măsurabil. Așa ceva. E, da. Și creatorul uh-huh. ei, Caleb Gatenion, a fugit de cuvântul metodă. Ok. Pentru că a văzut-o ca pe ceva foarte liber, care îți dă mare libertate, nu ca pe ceva ca un construct rigid. Uh-huh. Libertatea este, de fapt, a profesorului, care are materialele, dar este la alegerea lui ce face cu ele. Eu, ca profesor Silent Way, nu vin cu planul făcut. Un principiu foarte sănătos al Silent Way este subordinating teaching to learning. Adică okay. toate activitățile mele, tot ce fac eu ca profesor, izvorăsc din ce înveți tu, din ce nevoie ai tu de învățare. Hmm. Tu faci, ca să zic, planul. Da, așa, ok. Și eu merg după tine, subordonez tot ce fac eu, nevoii tale de acum și aici de învățare. Ok. Și... Te rog. Este abordarea care acoperă principalele zone a ceea ce înseamnă o limbă, apropo de ce mă întrebai ce este în spate. În spate este scheletul limbii, care este pe de o parte alcătuit din sunete, ori de câte ori deschidem gura să vorbim, emitem sunete. Uh-huh. Este vorba de osatura limbii, scheletul ei, adică gramatica. Și apoi vin elementele de ritm, de intonație. Okay. Silent Way, din ce am studiat-o până acum, este singura modalitate, singura abordare care are instrumente și soluții pentru toate. Este un mod, este o abordare gândită pentru limba vorbită și de aceea începem cu sunetele. Dacă vrei, la fel cum încep bebelușii să emită sunete la început. Uh-huh. Și apoi, asta înseamnă pronunție bună, de fapt. Apoi este vorba despre scheletul limbii, nu e vorba de cuvinte. Este o așa de mare falsă percepție că să știu o limbă înseamnă să știu cuvinte. Și nu e așa? Majoritatea adulților care vin, de acum nu mai este nimeni zero absolut, adică absolut beginner. Toată lumea mai știe ceva de acolo, a mai prins de acolo. Nu cuvintele sunt problema, ci ce faci cu ele. Pentru că degeaba știu cană, floare, masă, dar nu știu să le leg. Nu voi fi un vorbitor fluent niciodată. Uh-huh. Prin urmare, partea de structură este foarte importantă. Odată ce pe asta ai stat și ai lucrat, restul vin. Ok, deci avem sunetele, care sunt startul. Da. Apoi avem partea de osatură, foarte fain sună cum... Structura. Structura, da. Da. Care nu este despre a învăța cuvinte multe, 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 ci despre a înțelege ce să faci cu ele ca să devii fluent. Și aici îmi vine o întrebare. Pentru mine a fi fluent într-o limbă străină înseamnă să reușesc să comunic cu o persoană ca să obțin ce vreau eu într-un anume context. E corect? Pentru că fluent uh-huh. pentru alții înseamnă să pară că vorbești ca un nativ și că poți să spui fraze foarte lungi și foarte deștepte, dar la mine era bine, dar dacă știu să cer pâine, se pune că-s fluent? da, asta este trendul general ce mi-ai expus tu acum. Bine, da, dacă știu să mă fac înțeleasă, da. Există o anecdotă foarte simpatică cu un om care a circulat toată Europa cu o pancartă cu trei cuvinte pe ea. Și s-a descurcat perfect. Adică avea trei cuvinte. Rufe, pâine și nu mai știu ce, apă sau nu știu ce. Uh-huh. Și s-a descurcat. Acum, comunicarea a avut loc.
Așa. Asta este communicative approach, se numește, și este prezentă peste tot și în școli, adică asta se măsoară. Ai putut să redai mesajul? Nu prea mai contează cum. Pentru că acum mai mult bifăm, multiple choices, dar fluența înseamnă cu totul altceva. Înseamnă ce facem noi acum, Mădălina. Te simți comfortable vorbind într-o limbă străină așa? Punând și acorduri și terminații la plural și tot ce ține de limba respectivă. Sau masă, floare, apă. Pancarta cu rufe, apă. Da. Ok. E mai mult. Silent Way este o metodă care, încorporându-le, ne-am vorbit despre primele două. A treia era... Ține de elementele astea. De fapt, toate sunt invizibile și pronunția e invizibilă. Da, de asta da. E așa o provocare. Cum să faci pronunția vizibilă? Da. Cum să te pot eu învăța pe tine să spui R altfel decât spui în limba română? E o provocare. Este. Al treilea este ceea ce ține de ritmul și intonația limbii. Fiecare limbă are, italiană are, franceza e altfel, germana e altfel. Și asta este ultimul strat care vine. Ok, deci asta e finețea, știi? Adică dacă vrei să vorbești în italiană ca să sune mai mult la italiană, trebuie să prinzi viteza și felul. Probabil ajută și gesticulația la asta. Și gesticulația la italiană. Și uite, știi ce e cel mai interesant? Acum că zici asta, îmi dau seama că noi, chiar dacă nu știm cuvinte sau nu suntem influenți în anumite limbi, știm să identificăm prin intonație și viteză alte limbi. Adică dacă aș auzi pe cineva vorbind, să zicem, în arabă, pe care nu o înțeleg deloc, aș ști că este respectiva limbă, pentru că, exact cum ai zis tu, flow, intonația, cântarea din spatele cuvintelor sună într-un fel. Așa e. Bun. Deci avem aceste trei elemente pe care Silent Way le pune la un loc și, față de alte metode, ce face Silent Way este că le conectează mai smart? Sau? Față de alte metode, prioritizează pronunția. Pronunția este poarta de intrare în orice limbă, de fapt. Pentru că altfel ai gura legată. Ca să dau un exemplu la engleză. Engleza este o limbă foarte ciudată. La engleză, dacă nu pronunți într-un anumit fel, n-ai cum să legi cuvintele. Și-ți va ieși o chestie, uite așa. Imposibil de urmărit. Imposibil de urmărit pentru un vorbitor fluent. Tot timpul vei avea oameni care se uită așa, ochi mijiți la tine, că nu te înțeleg. Din cauza asta. Deci punem mare accent pe pronunție, care în rest este cenușăreasă la cursurile convenționale. Pentru că profesorii nu sunt trăinuiți și nu știu ce să facă. Își dau seama că pronunția acolo nu e ce ar trebui, dar nu știu ce să facă să o îmbunătățească. Deci pun mare accent pe pronunție. Ce mai este diferit este că totul este personal. În Silent Way nu există manuale. Este totul despre tine. Toată structura limbii o descoperim vorbind direct despre tine. Adică noi facem, de fapt, structuri de prezent. La ce oră te trezești dimineața? Ce mănânci de obicei dimineața? Toate astea structuri de prezent. Dar toate tu le aplici direct pe viața ta. Unul din alt principiu pe lângă subordinating teaching to learning este always tell the truth. Eu sunt uimită când oameni adulți, când vin la curs și întrebarea cu care eu iau temperatura este what did you do today? How is your day today? Și se uită la mine și adică eu? A mea? Da. N-au această lejeritate de a vorbi despre ei în limba aia. Și odată ce își dau seama, aici e despre mine și numai despre mine, este o deschidere fantastică și aici asta vreau să spun cu oamenii se conectează altfel cu limba. Când tu faci gramatică povestindu-mi de copilul tău, altfel lipești lucrurile. Altfel creierul tău înregistrează limba. Dintr-o dată nu mai e o chestie, o folosesc în coluri la muncă, nici nu-mi place de ăla cu care vorbesc. Pentru că secretul ăsta este să o faci a ta
și după aia o poți folosi oriunde. Mi se pare absolut genial, pentru că, practic, în momentul în care eu vin la un curs, vorbind despre mine, cum mi-am petrecut ziua, ce fac sau nu fac, ce-mi place sau nu-mi place, eu vorbesc despre mine și valorile mele pe care conștient sau inconștient le trăiesc. Ori în momentul în care vorbești, trăiești, înveți, conectat cu valorile tale, efectiv, nivelul subconștient reține, înregistrează, reproduce mult mai curat, mult mai repede și, foarte important, mult mai natural. Așa e. Genial. Foarte tare. Mi se pare foarte fain că nu există manuale. Apropo de sistemul de învățare, da? Și cum era la școală, în care aveai nu numai multe manuale, dar multe manuale și majoritatea neinteresante pentru prezentul tău. Că despre asta e vorba. Manualele nu funcționează la adulți, de fapt. Pe copii poți să-i mai pui până pe la vârsta adolescenței să mai învețe după manual. Cărțile de gramatică structurează, într-adevăr. Adică dacă ai nevoie să ai un overview la un moment dat, da. Dar ca instrumente principale de învățare nu funcționează. Nu funcționează. Există în Silent Way două concepte foarte frumoase. Unul este acest awareness, învățarea prin conștientizări. Nu este învățare pur intelectuală, în care eu îți predau ceva, tu iei notițe și sunt, nu știu, ca la matematică, ca la geografie, da, și s-a produs învățarea, ci este prin conștientizări. În franceză, Gattegno, când le-a pus pe hârtie, mă rog, le-a spus în franceză prise de conscience, adică în tine se întâmplă ceva. Când ai un awareness, când ai un aha, s-a schimbat ceva în tine. Așa e, da. Despre asta este învățarea unei limbi străine. Trebuie să se schimbe ceva. Nu poate să, trebuie să lase o urmă când un profesor ți-a arătat o chestie. Și aia la altă se numește prise de connaissance, adică îți dau o informație rece. Ceahlău are nu știu ce altitudine. Asta nu te-a schimbat pe tine niciun fel. Când mie cineva vine și îmi spune, da, scrie-mi pronumele ăla, scrie-mi-le pe toate să le văd eu în față. Aia sunt o informație. Aia nu se transpune niciodată. Knowledge nu devine niciodată spontan know-how. Gattegno de asta și-a dat seama. Ce nu fac manualele? Manualele sunt knowledge. Dar tu ai nevoie de know-how. Know-how înseamnă să te apuci să faci. Și din primul minut când începe un curs, cursanții încep să facă, adică să vorbească. Dacă vine la un curs un adult, tu ai spus că din primul moment începe să facă, să vorbească. Mulți dintre noi, cei care ne dorim să învățăm limbi străine când mergem la un curs nou, chiar dacă am mai auzit limba respectivă, credem despre noi că nu știm, că de-aia mă duc la curs. Și atunci, te întreb, cum se simte un cursant adult care vine la primul său curs de învățare a unei limbi străine prin Silent Way? Începutul e foarte funny, foarte simpatic, pentru că începem cu sunetele. Și materialele Silent Way, Madalina, sunt charturi. Închipuieți că sunt niște planșe mari pe care le punem pe perete. Charturile sunt, de fapt, sisteme. Chartul de sunete este sistemul de sunete al limbii respective. Și are avantajul extraordinar că vezi totalitatea, dar și detaliu. Deci vezi tot dintr-o privire. Gattegno asta a vrut să-ți arate toată limba dintr-o privire, dar să te poți duce și în adâncime, în detaliu. Nici o carte nu poate să facă asta. Prin urmare, începem cu sunetele. Și este totul ca un joc. Pe cine mai este capabil să se joace, este capabil să învețe orice. Și munca mea este să
îi fac pe adulții aia să lase jos platoșele și aoleu, dacă mă fac de râs și aoleu, dacă nu știu și să mă compar cu nu știu cine. N-au cu cine să se compare. Ăsta e unul din motivele pentru care profesorul silent este silent. Dacă eu mă apuc și la unui începător care este deja... Aoleu, cum o să fac, dacă o să mă descurc, dacă eu încep să-i turui cu pronunția mea bună și cu așa, imediat în psihicul lui se va produce un aoleu, ai de capul de meu parte până sunt. Ajung acolo. Da, 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 da. Da? De-aia profesorul e bine să-ți țină gura. Adică mult. Nu vorbește? Nu, nu. Nu este mut, nu este mut, dar nu servește ca model. Acel mod listen and repeat, modul listen and repeat, foarte des folosit. Poate ții minte și tu și alții că erau casete la un moment dat, pline de listen and repeat. Și cred că și noi, generația mea cel puțin, noi am învățat da. Prin listen and repeat de la Cartoon Network și de la, nu mai știu, nu era Disney Channel, era ceva mai rău. Dacă erai copil, nu făceai listen and repeat. Copiii nu fac listen and repeat. Copiii sunt mult mai smart. Poate că de asta copiilor, că asta da, era una dintre da, întrebări, de da, cele da. Mai ușor. Da. Copiii nu imită. Copiii nu învață nici limba lor maternă prin imitație. Este okay. Foarte interesant. Foarte interesant. De aceea, eu dacă îți spun ție acum un cuvânt în germană și eu îți spun să repeți, dacă ai putea, înseamnă că ar funcționa, dar nu va merge. Așa e. Pentru că tu nu știi ce fac eu în interior. Cum pun limba, cum e tensiunea, cum ce fac. Deci nu funcționează. Trebuie tu să faci munca ta de descoperire cu îndrumarea mea ca să ajungi unde trebuie. Și mai ales să ajung unde trebuie și când tu nu vei mai fi. Pentru absolut. Că dacă este da. Listen and repeat, înseamnă că trebuie să am declanșator din exterior ca eu să pot să repeat. Exact, exact. Și atunci exact. Devin dependent de stimul, să zic da, așa. Da, da. Și nu-ți dezvolți criteriile interne. Tu când faci munca asta, de exemplu, încerci să pronunți R din engleză, care este total diferit de română, de franceză, de... prin încercări repetate, când o să-ți iasă, o să ai acel awareness. Ah, deci trebuie să fac chestia asta. E, atunci se face acel, se naște, de fapt, criteriu intern pe care tu poți să-l accesezi și în lipsa mea. Și nu mai ai nevoie de model. Deci nu învăț teoretic, nimic. Ci învăț practic pronunția da. Ca repetând singur pronunția să se înscrie în felul în care vorbesc când îmi conectez creierul la acum vorbim engleză. Da. Aha. Și facem mult pronunția, deci începem, orice curs începe cu pronunție, cu sunete, care este foarte, nici nu simți când trece timpul, pentru că este ca un joc, repet. Și cursanții repede își dau seama, uite cum mă descurc. Întotdeauna profesorul trebuie să țină la limită între ce pot și ce trebuie să pot pasul următor. Să nu ridice ștacheta foarte sus. Și luând-o treptat, cursanții încep să, uite, pot. Și apoi îi pun să se corecteze unul pe altul, să explice. Când pui un cursant să explice ce ai făcut ca să ajungi la sunetul ăla, wow! Se declanșează un întreg proces de awareness. Ce întrebare simplă și amplă în același timp. Da, da, ce da, ai făcut da. Să ajungi la un sunet? Am deschis da. Gura. Da, da. E foarte greu. Ceva aparent atât de... Și e normal. Vorbitul este ceva ce noi am automatizat de mult și ne-am văzut de treabă cu viața noastră. Și acum, întorcându-ne, asta este greu, să te întorci și să conștientizezi. Hai să navigăm un pic și liniuța pe care ai aproape emers, dar ne-am întors un pic. Cum învață copiii limba lor maternă? Foarte, foarte interesant. Foarte interesant. Fascinant. Noi de-abia acum începem să descoperim ce se întâmplă. Gattegno, că tot fac referire la el de atâtea ori, n-am cum să nu fac, creatorul Silent Way, a studiat, toată viața omul ăsta a fost bântuit de întrebarea cum învață oamenii. Cum învață oamenii? Pe atunci nu existau
tehnologiile moderne pe care le avem astăzi, să sondăm creierul non-invaziv, să vedem ce se întâmplă. Prin urmare, doar prin observații, el fiind un om foarte aware și prin observații, a ajuns la niște lucruri care sunt confirmate acum pas cu pas de neuroștiințe. Deci el a intuit la milimetru aproape cum este învățarea și inclusiv la copii. A fost, cred că, primul care a spus copiii nu învață limba prin imitație. Cu ce se ocupă bebelușii în primele 3 luni? Cu exerciții de musculatură, pentru că ei se pregătesc pentru vorbit. Pentru specia umană, vorbitul este o chestie de survival. Trebuie să o facem ca să ne putem conecta cu ceilalți, că altfel murim. Uh-huh. Prin urmare, el începe să își exerseze musculatura, să o pregătească pentru articulație, pentru vorbit. După 3 luni scoate sunete vocalice și consonantice. Până atunci sunt doar zbierăte, plânsete și așa mai departe. De-abia începând cu 3 luni. Și începe să experimenteze. Dacă spun mai tare, are inflexiuni, el atunci experimentează. După aia începe să articuleze, adică să facă chestii cu buzele, uh-huh, să vadă ce se întâmplă dacă pun limba și fac așa, iese altceva. Și după aia începe să aibă niște sunete, printre primele sunete pe care le scot bebelușii sunt M și Ma. N-are nicio legătură că este mama. Mama, evident că se topește, dar sunt primele sunete pe care le scoți cu minim de efort. Pur și simplu depărtezi buzele și ai scos sunetul M, printre primele. Și dentalele, da, el când zice asta nu zice de tata, că habar n-are, ci pur și simplu că sunt cel mai ușor de articulat. Și adultul vine și îl ia și îl oglindește. Adică mama se topește și începe și ea să vadă mama. Deci dacă ești atent, de fapt cine imită pe cine? Ha! Nu vine mama și îi spune mama și începe, s-a dovedit științific, a fost un experiment acum vreo 3 ani, bebelușii nu sunt capabili, încearcă tu să faci un bebeluș să te imite. Imposibil. Deci bebelușii nu învață prin imitație, ci procesul este invers. El de fapt atunci experimentează, își antrenează mușchii și încordează și ca să se pregătească pentru articulație. Și primind feedback de la mamă, primind feedback de la mamă, el vede, dacă face ca mine, iese așa. A făcut puțin mai așa, să fac și eu, după a făcut așa și eu, că face mama și vede și el ce se întâmplă dacă face și el așa, subuie buzele. Deci, practic, copiii nu au, de fapt, stimulul extern legat de învățare, ci este intern, vine de la ei din survival mode-ul de trebuie să înveți ca să supraviețuiești. Va trebui să dezvolți aceste abilități, da? Abilitatea de a vorbi și trebuie să-ți antrenezi mușchii. Și noi, adulții din exterior, ne-am gândit că, de fapt, noi îi facem să vorbească. Asta mi se pare extraordinar de relevant și de împuternicitor, nu știu dacă există cuvântul ăsta, empowering. Da, pentru copii să fie un fel de, nu, dragi adulți, nu-i despre voi. Noi ne mișcăm obraji așa drăguți cum sunt, ca să învățăm să articulăm. Absolut, foarte tare. Absolut, da. Eu cum și am atunci, o cursantă care are, scuză-mă că te rog. Cum am o cursantă care are bebeluși, sunt înnebunită. Și uită-te la el și cum face, uită-te, observă-l. Uh-huh. Și atunci, dacă așa învață copiii bebelușii limba maternă, cum fac adulții să învețe o limbă străină care nu le e maternă? Ce din ce fac bebelușii ar trebui sau ne ajută Silent Way să preluăm ca să putem integra în felul în care integrează un bebeluș? Are sens întrebarea asta, că mi se pare că... Adulții învață complet diferit. Ok. Asta sunt așa de mari dificultăți pentru că am încercat mulți ani, din lipsă de altceva, să luăm ce funcționează la copii, să transpunem pe adulți. Și nu funcționează. Okay. Adulții,
cu acest antrenament pornind de la sunete, reușesc să aibă o pronunție bună. Cu mâna pe inimă spun asta, că am făcut drumul ăsta cu foarte, foarte mulți adulți și în engleză și în germană. Trebuie să ai răbdare cu tine, trebuie să fii dispus la ceva nou și la ceva care implică muncă, pentru că e ca un antrenament, adică este despre mușchi, nu e nimic intelectual, nu e nimic de cărți, este pur și simplu un antrenament pentru mușchi pe care trebuie să-l faci, să există muscle memory care se instalează după ceva vreme și funcționează. E o cu totul altă paradigmă decât felul în care am fost noi învățați. Cu totul alta. De asta am senzația, deși nu știu germană, dar auzind-o, am avut cred că un an de un fel de aproape germană, auzind-o, mi se pare că eu înțeleg ce zic și nu aș chiar muri de foame în Germania, să zic așa, dacă, bine, mă descurc cu engleză, dar mă refer în germană. Pentru că sunete, asta e ce mă ajută să am senzația că eu pricep ceva din ce zic oamenii respectivi? Da, s-ar putea să fie și asta, s-ar putea să fie asemănarea cu engleza uneori, sunt limbi surori. Deși nu pare. Și la vocabular mai se ajută, sunt similitudini. S-ar putea să fie ritmul. Să ai o ureche bună și să-ți dai seama din intonație dacă e o întrebare, dacă e o înjurătură, dacă e... Da. Ca adult, când vin la un curs, hai să luăm așa, ce limbi poți să învăț la Coursevo? Germană și engleză. Germană și engleză, bun. Vreau să vin și să învăț, să zicem, germană. Cât durează procesul? Și aici mă refer la... Da, hai să pun întrebarea așa cum nu le place multor învățători să fie pusă întrebarea. De cât timp am nevoie până când să pot să zic despre mine că știu germană? Uite, eu nu sunt de acord cu ideea că copiii învață mai repede ca adulții. Ah, mulțumesc că ai ridicat asta la filă. E o falsă percepție. Dar hai să revin la asta. Te rog, da. Să pun întrebarea cu adulții. Hai să luăm un adult care este disciplinat, este capabil să rămână consecvent cu ceea ce și-a propus să facă și are o motivație. Luăm adultul ăsta. Are nevoie cam de 2 ani. Cam de 2 ani. Bineînțeles că depinde dacă e engleză sau germană. Cu italiana s-ar putea să fie mai puțin datorită similitudinii, dar asta ține doar de noi că suntem români. Unui polonez i-ar lua mult mai mult. Dar 2 ani este un orizont de timp rezonabil pentru ca cineva să ajungă la fluență, să stăpânească structura și să devină autonom mai departe. The sky's the limit. Dar în 2 ani... Wow, asta pare mult mai puțin decât ce aveam eu în minte legat de convingerile pe care le avem cu toții. Că, mai puțin de 4-5 ani, n-ai cum. De ce în mentalul colectiv există chestia asta că e mult mai mult decât, uite, spui tu, 2 ani? De unde? Foarte puțini adulți au luxul să stea 2 ani în învățare. Foarte puțin, să fim realiști, adică noi ne ocupăm ca adulți cu altele. Nu sunt limbile străine prioritatea number one. Sunt pentru mine, că sunt pasionată și așa mai departe. Dar pentru restul, nu există numai limbi străine. Și durează, da. Se întâmplă să ai un început și un avânt bun și apoi să intervină viața și să trebuiască să te deconectezi. Deci poate dura, da, v-am spus, 20 de ani, ce am întâlnit cel mai recent. Da. Ok. Hai să adăugăm acum în discuție convingerea, cum recunosc și eu am, cum că un copil învață mult mai repede, mai ușor o limbă străină decât un adult. Tu ai zis că nu ești de acord cu asta. Zim de ce. Ok.
Când începe un copil să învețe o limbă străină? Acum, în perioada noastră modernă, cam la grădiniță se întâmplă. Creșe grădi, da. Ok. Grădiniță, la școală învață? O grămadă. E, da, da. Face și meditații? Ani de zile, ani de zile, ani de zile. Deci câți ani sunt? Sunt, Doamne ferește! O grămadă de ani. O grămadă de ani. Hai să zicem 10-12 ani. Păi cum? Cum așa ceva? Cum așa ceva? Și după aia vin și întreb de ce 2 ani pare mult, știi? Este o falsă... se întâmplă așa. Îți dai copilul la cursuri de limbi străine. Nu-i spui, uite ce se întâmplă. Timpul e limitat. Adică 2-3 luni... Fă bine și bagă la cap. Un adult se așteaptă în 2-3 luni să rezolve treaba, care are alte lucruri, are alte priorități. Unui copil nu-i face așa. Copilul are timp, că este, asta se ocupă, asta e preocuparea lui principală să învețe. Nu-i spui, ia uite, ne-ai reușit în 3 luni, la revedere, nu-i de tine. N-ai talent, asta cu talentul este o altă temă foarte bună. Talentul la limbi străină. Există talent? Deci nu. Un pic despre copii. Copiii au un alt tip de învățare. Știm vorba care se aplică copiilor, e absorb ca un burete. Și este foarte adevărată și mie îmi place explicația neuroștiințifică care se dă, pentru că, într-adevăr, neuroplasticitatea creierului copilului este net superioară. De asta legăturile sunt atât de laxe încât ei trece totul prin ele. Și de asta ei reușesc să asimileze vocabular. Dacă nu sunt stimulați să vorbească, rămân la nivelul ăsta de utilizatori pasivi. Nu vor fi capabili să facă față unei conversații, să țină prezentări mai târziu și așa mai departe. Prin urmare, eu asta le spun foarte des părinților care sunt entuziasmați că la micul înțelege, îl vede că reacționează la desene. Da, e ok, dar ai foarte mare grijă cum se dezvoltă și vorbitul, că asta este piatra de încercare pentru toți. Deci copiii au acest mod de a asimila ca buretele pe când adulții au un creier sită. Noi filtrăm foarte mult și foarte puțin trece, pentru că conexiunile noastre în timp, având experiența traiului atât de consolidată și fiind atât de set in our ways, cum se spune, foarte greu mai trece ceva prin sita asta. Și e nevoie de ceva care să te scoată din mecanismul ăsta și să te ia pe altă parte ca să înveți. Cum funcționează metoda Silent Way? Și aici, dincolo de ce ai spus până acum, mă refer la faptul că în momentul în care ai zis legat de faptul că o persoană, după ce trec câteva săptămâni de curs, începe să simtă că ea poate. Și capul meu obișnuit cu partea de vindecare, dezvoltare personală, integrare de obiceiuri, a făcut click. Este oare, te întreb, acesta succesul Silent Way, faptul că de fapt este o dezvoltare a conexiunii cu sine, a încrederii în sine și exprimarea este cireașa de pe tort? Sau faptul că îți iese să te exprimi este cireașa de pe tort? Da, da. Cred că încrederea pe care o simt, văzând că pot, este un combustibil care îi alimentează fantastic. Dacă asta se suprapune cu un eveniment care îi face să folosească, de exemplu, engleza, este propulsator de-a dreptul. Se întâmplă nu de puține ori să începem cursul și să aibă o persoană din grupă să fie pusă în fața faptului că trebuie să, nu știu, să primească o delegație, să conducă o întâlnire dintr-o dată. Angajatorii sunt foarte imprevizibili
și îi pun pe oamenii ăștia în niște situații câteodată văleleu. Și văd că, în primul rând, nivelul de anxiozitate scade. Pentru că învățarea silent way te scoate mult din zona de confort. Eu nu sunt un profesor comod. Și aici, având deja câteva meciuri în picioare și văzând că s-au descurcat, clar există o creștere a încrederii. Și da, asta îi alimentează mai departe în învățare. Mă întorc, ca să adaug în tabloul despre care am vorbit, mă întorc la ideea că un profesor silent way nu vorbește. Adică, ne întâlnim un grup de oameni, de adulți, la curs și povestim despre ce ai făcut astăzi și cum a fost la lucru și ce nu ți-a ieșit și profesorul face ce? Da. Întrebarea how is your day today este de fapt warm-up-ul. Și modalitatea mea de a lua temperatura. Omul care învață nu se poate desocia de omul care a avut o zi grea în spate. Adică nu e ca și cum ai pocnit în degete și într-o dată ești fresh și gata, pus pe învățare. Ai nevoie de ceva de decompress. Uh-huh. Și întotdeauna fac asta cu fiecare grupă. Prin urmare, ăsta e doar warm-up-ul. Câteodată mai este întrebarea ce te-a făcut să zâmbești azi, care deschide fantastic. Uh-huh. Profesorul ce face? Profesorul are cele mai puternice instrumente, charturile. Fiecare propoziție care se spune trebuie să fie adevărată și corectă din toate punctele de vedere. Adică cuvintele să fie alese bine, să fie puse bine în structură, adică dacă e plural să fie plural, să facem acordul și așa mai departe. Și ultimul layer, pronunția. Fiecare propoziție. Asta este feedback-ul meu ca picătura chinezească. Când toate astea sunt întrunite, mergem mai departe cu group conversation. Și eu nu fac corectura verbală, pentru că dacă ți-am spus în secunda doi ai uitat, n-a rămas nicio urmă în interiorul tău. Te opresc și fie pun cuvintele pe degete, acum pentru cei care ne ascultă, chiar asta fac. Pe degetul mare am pus un cuvânt, pe degetul pe arătător alt cuvânt. Deci punem fiecare, dacă este o propoziție de 5 cuvinte, fiecare cuvânt îl pun pe cât un deget. Din cele 5 cuvinte, unul poate are nevoie de o îmbunătățire. Și fac un semn discret. Pe degetul ăsta, cuvântul ăsta e ceva de îmbunătățit. Și cursantul merge în interior. Caută răspunsul în el. Nu așteaptă să îi se dea mură în gură. Răspunsul. Dacă nu știe, help, colegii. Atâta spun, help. 99% vin aici, aici vine răspunsul. Dacă nu vine, dacă se întâmplă să nu vină și nu vină, am chart-ul la dispoziție și doar arăt. Din nou nu spun nimic. Arăt aici, asta trebuie să fie forma. Și mergem mai departe. Fără să intervin, fără să bla-bla, fără să iau din timpul cursanților care trebuie folosit foarte bine. N-a venit nimeni să mă audă pe mine cât de bine știu să vorbesc. O glumă să fac acum, am avut o cursantă odată. Cred că eram pe la jumătatea cursului. Și a venit, zice, uite, tot mă bate bărbatul meu ăsta la cap să vorbești și tu să zice, el nu crede că tu știi să vorbești, că de asta nu vorbești. El nu și închipuia soțul dânsei, cum poate cineva să te învețe, că el o vedea că progresează. Cum poate cineva să te învețe care nu știe, care nu vorbește el? Că noi așa suntem obișnuiți la cursurile tradiționale să fim asistenți și profesorul ăla să... Și noi, de regulă, să ne simțim un pic inferior că uite ce fain vorbește profa. Mie nu o să-mi iasă, nici măcar nu știu exact cum face cu buzele să sune așa. Mai bine nu mai zic nimic. Nu știu dacă s-a înțeles cum funcționează. Ba da. S-a înțeles și ce s-a înțeles în primul rând? Că e diferit de felul în care am învățat noi. Și că acest diferit s-ar putea să fie exact
răspunsul la de ce n-am reușit să învăț limba respectivă sau, și aici chiar îți cer și ție părerea, sunt multe contexte în care oamenii spun, cândva știam limba respectivă, brici, dar nu o mai știu. Se poate efectiv să uiți complet pentru că nu vorbești, pentru că nu te antrenezi constant într-o limbă sau n-ai învățat-o corect, pentru că dacă ai învățat-o corect s-ar fi așezat mai serios în tine? Se poate să uiți dacă ai avut un accident la cap care ți-a afectat zona unde era stocată limba respectivă. Da. Atunci da. Dar în rest, cu un pic de practice, adică dacă ești pus în contextul respectiv, clar va reveni. Două, trei zile, atât maxim. N-ai mai vorbit-o de ani de zile, dar te duci la o conferință unde toată lumea și ești o forță să o... imediat vine. Deci dacă fundamentul, felul absolut. În care ai învățat-o și integrat-o este unul optim, să zic așa, e firesc să și revină dacă ești expus într-un context destul de scurt, pentru că creierul tău recunoaște ce a învățat. Da. Hai să intrăm în detaliile despre, dincolo de sistemul Silent Way, cine sunt persoanele care participă la cursuri? De ce întreb asta? Este pentru că am avut discuții cu o prietenă care este în continuu de maternitate și a zis, oare n-aș putea dacă tot stau acum un pic mai mult acasă să învăț o limbă străină? Și eu am zis, ba da, du-te, vezi Coursevo, că de asta ziceam că te-am pomenit. Apoi, persoane care au nevoie la lucru, persoane care, să zicem că, se gândesc să plece din țară sau persoane care se gândesc să rămână în țară, dar să lucreze pe partea internațională. Care sunt? Care este tipologia de oameni care vin la cursuri? Și explic și de ce pun această întrebare. Noi oamenii ne punem în contexte în care considerăm că avem mari șanse să ne și iasă. Și mulți dintre oamenii care ne ascultă s-ar putea să aibă dorința asta că ar învăța o limbă străină sau ar încerca un alt fel de a învăța o limbă străină, dar e de mine, adică să mă duc eu acolo. Și atunci vreau să te rog să povestești cine sunt oamenii care vin la cursuri pentru ca cei care ne ascultă să facă legătura între felul lor de a fi și felul oamenilor care participă la cursuri ca să prindă curaj că da, se poate să înveți o limbă străină, adult fiind prin metoda Silent Way. Sunt foarte diversi oamenii care, adică ca și, nu știu, profesie, ca și pregătire, sunt diversi, Madalina. Dar ce-i leagă este căutarea unui alt fel. Este faptul că au încercat de multiple ori, fie că a fost centru, fie că a fost particular, dar de fapt și meditații dacă faci, profesorul la tot cu o carte îți va veni, că asta, așa a fost el pregătit să abordeze învățarea. Prin urmare, vin oameni care clar caută altceva. Eu mă asigur că sunt deschiși. Pentru că tu vrei altceva, dar poate nu ești dispus să faci ceva de atât de altceva. Corect, da. Mă asigur că sunt oameni care au așteptări realiste. Deci sunt oameni care știu clar că vor trebui să muncească. Că nu va veni. Nu va veni. Silent Way are Seth Godin în vorbă, it works if you do. Cam așa este și aici. Eu pot să garantez că merge dacă tu muncești. Și care este ritmicitatea cursurilor sau programul? E de, nu știu, de două ori pe săptămână, câte o oră sau cum este structura programului? Da. Cursurile de grup sunt structurate în module de câte două luni, cu o întâlnire de două ori pe săptămână, a câte două ore fiecare. Și se întâmplă online sau offline? Exclusiv online acum, de când cu pandemia, și nu ne vom mai întoarce offline. Nu? Nu. Zi-mi de ce, fă-ți gândirea vizibilă despre de ce. Temperatura pe care am luat-o în rândul celor care vin către noi ne-a arătat că
adulții preferă să rămână online când e vorba de limbi străine. Au văzut că funcționează. În primul rând, noi am văzut că funcționează. Dacă nu am fi fost 100% sigur că rezultatele sunt aceleași, n-am fi făcut online. Și pentru un adult este altceva. Chiar și acum, când mulți se întorc la lucru, să știe că a ajuns acasă, a pornit laptopul și s-a conectat la învățare, decât să știe că se duce într-un loc unde trebuie să găsească loc de parcare, după aia să-și ia din nou mașina, cursurile se termină în jur de ora 8, până ajunge acasă, poate copilul deja doarme, alta e să ai închis calculatorul și ești deja acasă. Din punctul ăsta de vedere strict practic. Din punctul de vedere al eficienței învățării, repet, lucrurile funcționează foarte bine. De fapt, surpriza a fost că în mediul online, fiecare din confortul lui de acasă se conecta mai bine la decât dacă știi că ai colegul la câțiva, la 10 centimetri pe al scaun de tine. Cred că asta a fost asta și m-am gândit mult de ce grupele se sudează altfel în online. Păi dacă este online, înseamnă că indiferent de unde ești, din ce oraș, din ce țară, dacă vrei Ce să țară, da? înveți metoda în... Nu, dacă vrei să înveți o limbă străină folosind abordarea Silent Way, you can do it indiferent de unde ești. Este, da, accesibilitatea a devenit S-a simțit diferența de când ați trecut în online? absolut, Da? absolut, Aveți cursanți de peste tot? da. Avem și cursanți străini, ceea ce a fost Wow. o altă provocare pentru că acum, după 8 ani, pe român știi să înveți să pronunțe engleză, pentru că știi cum articulează românul și știi cum ar trebui să articuleze. Provocarea majoră a fost cu străinii, adică să înveți un spaniol să zică Z, de exemplu, ei nu au Z în limba Da. lor, a Da. fost un șoc. Și poți să-i înveți? Silent Way folosește abordarea articulatorie când e vorba de pronunție. Există abordarea fonetică, adică doar ce auzi, și există abordarea articulatorie, adică chiar îți spun unde să pui limba, cum să o ții ca să obții sunetul din limba aia. Și cu astfel de practică, foarte, foarte, e o chestie foarte de finețe, să știi unde, că sunt vorba de milimetri. Reușești. Da, mi-a plăcut că ai pus cu practică. Știi? Adică din nou ne întoarcem la you gotta do. Da, Nu știi tu teoretic cum exact. sună. Exact. Nicoleta, dacă ar fi să explici unei persoane care este timidă, speriată de ideea de a învăța o altă limbă, că rușine, că durează prea mult, cum să vorbesc eu cu alți oameni. Dacă ar fi să explici cum se simte în procesul de integrare, dezvoltarea pe care tu ca om o ai când treci prin acest proces, cum i-ai explica așa în 1-2 minute? O persoană timidă? O, da, e o provocare cu persoanele timide, dar pot și ele. Cu multă, cum zic eu, cu duhul blândeții și pas cu pas, pur și simplu. Și clar îți arată că m-ai întrebat cum se simte în interior. Se simte ca și cum îți mai adaugi o latură. Știi când, nu știu, înveți să dansezi tango. Este ceva care te scoate complet din zona de confort, te pune să faci niște mișcări complet care ți se par exagerate și așa. Exact așa este și cu o limbă străină. Te pune să faci niște lucruri care tu nu te vezi în momentul ăsta când tu începi cursul. Și pentru persoanele timide în special, chiar este o modalitate extraordinară de dezvoltare. Eu așa o văd.
Mie mi se pare, acum și având această completare a conversației noastre de azi și ce citisem înainte legat de Coursevo și Silent Way, mi se pare că este un instrument de dezvoltare personală care pleacă de la învățarea unei limbi străine. Zic bine? Da, este, este. Și mai ales când ai adăugat și faptul că vorbești despre prezent, ce trăiești tu, nu știu câți dintre noi stăm să ne gândim la final de zi, la ce am trăit în ziua respectivă, ori punându-mă într-un context în care să mă uit înapoi, s-ar putea ca întrebarea simplă de ce te-a făcut să zâmbești azi sau cum a fost ziua ta azi, să te facă să integrezi și să conștientizezi niște lucruri despre efectiv cum a fost ziua mea și cred că ar fi foarte interesant de măsurat, să zicem, într-un curs de, într-un fir roșu de 2 ani, ce a răspuns primul om când a venit despre cum a fost ziua lui sau ziua ei, știi, și ce zice după 2 ani sau ce te-a făcut să zâmbești în prima sesiune când ai venit și apoi în ultima, știi? Ca să vezi how it changed, how things changed. Este foarte fain, scuză-mă că te întrerup, este foarte fain. Mulți cursanți ai noștri sunt oameni care lucrează multinaționale, niște medii toxice, de-a dreptul. Și vin împovărați și simpla întrebare, how is your day today, îi poate dărâma câteodată. Nu i-a întrebat nimeni. Asta niciodată cum îți e, cum ți-a fost azi. Și este așa un respiro, adică ei au aer în piept și pe expir, în engleză, se descarcă. Se descarcă în engleză. Dacă tu ești capabil, asta le spun tot timpul, felicitați-vă. Pentru că dacă voi sunteți capabili să ți se, unora li se înnoadă plânsul în gât. Și eu atunci îl scot și îl fac atent. Aici e o problemă la cuvântul ăsta. Și imediat l-am scos din așa. De el își continuă ideea. Și le spun, dacă voi sunteți capabili să faceți asta într-o limbă străină, jos pălăria. Corect. Jos pălăria. Și cu experiențe din astea repetate, apoi, de asta spun, învățarea în care totul este despre tine îți dă un avantaj fantastic. Eu pot să povestesc ceva ce s-a întâmplat foarte recent? Pot? Te rog, da. În octombrie s-a înscris la noi la curs o doamnă care s-a recomandat Learning Specialist. O doamnă autor de carte, tânără, autor de carte despre cum să învățăm. Nu a reușit, doamna, nu reușise cu engleza. Că mă întrebai mai devreme cine sunt oamenii care vin la noi. Sunt oameni, cum să spun, cu atâtea reușite și personale și profesionale, dar care au această durere cu limbile străine. Și durerea este că nu au găsit modalitatea prin care să învețe. Ei sunt total capabil să facă chestia asta, cognitiv, din toate punctele de vedere. Mă întorc la doamnă. Și avea acest cui cu engleza, că nu reușise, încercase în fel și chip. Abordase tot felul, dânsa este cu strategii de învățare. Și nu reușise. Eu mă gândeam, provocare pe capul meu, cum o să fac față, cum o să, în fine, gândurile pe care ni le facem. Asta se întâmpla în octombrie. A început, nu chiar de la zero, dar destul de jos în structura limbii, pentru că mi-am dat seama că are nevoie să pună bazele ca lumea, ca să aibă pe ce să construiască. Acum o săptămână, este în continuare, s-a înscris la următorul modul de curs, deci este în continuare în curs, dar acum o săptămână i-a luat interviu unei americance pe care ea o admira, un fel de mentor al ei, care a venit în România invitată de o editură, că își lansează o carte, tot despre learning, și i-a luat interviu în engleză. Interviu filmat, care se va difuza. Oh, wow! Deci asta spun, un om care are disciplină și care are un obiectiv clar, n-are cum să nu reușească. Eu nu-l las. Eu sunt alături, cum să spun,
Programul engleză vizibilă și tangibilă de toamna trecută l-am lansat. Tocmai asta și-a dorit, să nu lase pe nimeni singur. Pentru că ce se întâmplă de obicei este, mă înscriu la un curs, mi se dau niște materiale, mă duc, stau 2 ore acolo și după aia tot singur sunt. Pe cine întreb când am întrebări? Pe cine întreb când vreau un feedback? Și tocmai asta mi-am propus. 2 luni, cât suntem în modulul de curs, 24 din 24, ai pe cine să întrebi. Formăm Learning Community, unde ai pe cine să întrebi oricând ai nevoie de o confirmare, de o întrebare. Și așa oamenii au înțeles că nu sunt singuri, că au unde să întrebe, au unde să găsească răspunsuri clare. Și ne întoarcem din nou la nuanța despre care ziceam că să înveți o limbă străină folosind Silent Way este un proces realmente de dezvoltare personală și pentru că ai aceste mici victorii de care ziceai, pentru că stimă de sine, pentru că efectiv integrarea unei noi abilități, dar și nuanța asta, nu ești singur. Vorbesc des în munca mea despre asta, că e despre partea de marketing, despre partea de antreprenoriat, despre partea de învățare, despre cât de mulți oameni se simt singuri în ceea ce vor ei să facă și despre cât de important este nu neapărat să dispară senzația asta, ci să venim cu soluții practice în care să putem susține treaba, ideea, senzația de comunitate și de nu sunt singur. Atenție, cu sens, pentru că există și comunități în care e numai despre sunet, gălăgie de fond, care nu produce. Și atunci, asta mi se pare că încununează foarte fain conversația noastră. Silent Way, felul în care funcționează, este despre a nu te simți singur în procesul în care tu încerci să integrezi un talent nou, o limbă pe care vrei să o înveți de la zero, din oricare ar fi motivele pentru care ai vrea să faci asta. Închei episodul cu ultima mea întrebare pe care o adresez din când în când și sper să îmi dai tu răspunsul. Dacă ar fi fost să te întreb ceva, o întrebare, ceva ce ai fi vrut tu să comunici în acest episod și n-am făcut, care ar fi întrebarea respectivă? Uite, o întrebare. Tot cursul meu este făcut din întrebări, de fapt. Este pe structură de întrebări. Cine învață, de fapt? Te întreb. Cine învață, de fapt? Cine învață, de fapt? Care este partea din noi capabilă să învețe? Noi suntem din antichitate, tot am încercat să aflăm cine suntem și din câte părți suntem. Gateniu a spus că avem această dualitate a sinelui, care este partea asta cu ascultare activă și în prezent. Eu acum când vorbesc cu tine, eu îmi folosesc sinele, sinele este la cârmă, pentru că sunt conectată cu tine, mă interesează ce spui, am o ascultare și o participare activă. Și mai este partea de psyche, i-a spus Gatenio, care este partea din noi care automatizează procesele. Noi, ca să putem funcționa în viața de zi cu zi, trebuie să automatizăm foarte multe lucruri. Nu stăm să ne gândim la fiecare pas pe care îl facem și fiecare mișcare și fiecare manevră. Deci avem tot timpul partea asta. Din păcate, când ajungem adulți, automatizăm foarte multe. Nu mai suntem atenți nici în relație, ne obișnuim, ne rutinăm și ne folosim acest psyche foarte mult. Și sinele rămâne undeva mic acolo, aproape nu mai are rol în viața noastră. E, în învățare, sinele este cel care învață, de fapt. Și rolul meu este să te fac, sinele este curios, este jucăuș, e dornic să afle, dornic să descopere, se vulnerabilizează, lasă jos platoșele de adult și nu se teme să greșească. Marea noastră problemă, aolo, dacă greșesc. Așa, și ai pronunțat corect, așa, și s-a dărâmat ceva.
Asta este partea care învață, de fapt. Și acolo trebuie să ajungem. Când și cred că de asta și are efect atât de bun și rezultate atât de bune Silent Way, pentru că dacă aceea e partea care învață, care parte o căutăm în terapie, în vindecare, în cărțile marilor înțelepți, ori dacă partea respectivă este exact partea care învață, este practic integrarea mult mai profundă decât partea în care înveți pe pilot automat care trebuie să înveți o pronunție sau vrei să înveți niște fraze, cum sunt oamenii care învață să vorbească o limbă străină în call center, în care au direct scrise scripturile și acele cuvinte le știu spune, dar după aceea dacă ar fi să vorbească într-un alt context nu mai merge, pentru că exact cum ai spus tu, automat da, dar sinele ba. Și atunci cred că exact asta e frumusețea metodei Silent Way, că învață sinele, acela pe care îl căutăm și răscăutăm, și prin metoda Silent Way, în mod natural, ajunge exact la el. Foarte fain. Sinele ăla care trăiește, care e viu. Am cursanți care spun, eu nu m-am mai simțit atât de viu de nu știu când. Foarte tare că reușește asta printr-o limbă străină. Este o poartă foarte, foarte faină. Și o stare pe care atât de mulți dintre noi o căutăm și uite că prin a învăța o limbă străină, da, ajuns să retrăiesc starea respectivă și mă bucur foarte tare că am avut șansa să cadrăm exact asta, o metodă care nu este o metodă, ci o abordare, că și asta am învățat, de integrare a unei limbi străine poate să-ți fie de fapt declanșator al unui proces de descoperire de sine și integrare de sine în forma în care ești tu dincolo de automatisme. Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut gândirea vizibilă. Îmi doresc ca acest Silent Way să ajungă la cât mai mulți oameni și recunosc, e o parte din mine care zice, asta e metoda pe care o căutai ca să-ți cizelezi felul în care înveți, pentru că am un plus sau un minus de a învăța foarte ușor, mai ales limbile străine, pentru că, așa cum ai spus, am ureche muzicală și mi-e de ajuns să aud, dar mi-ar plăcea să cizelez, așa că mă bucur că am găsit, fără să știu că de fapt asta căutam, Silent Way. Mulțumesc, Mădălina, mulțumesc că m-ai găzduit și că mi-ai dat șansa să vorbesc despre acest mod extraordinar de învățare. Îți mulțumesc! Așa că parcă îți vine să descoperi Coursevo și să vezi la ce cursuri te poți înscrie? Parcă a venit Nicoleta cu energia ei și a schimbat un pic pofta de a învăța o limbă străină corect, într-un proces în care să-ți facă plăcere să fii, să te implici, să exersezi. Energia Nicoletei și dragul cu care vorbește de limbi străine și mai ales despre educația adulților m-au făcut să regândesc acea convingere cum că doar copiii prind ca un burete. Prindem și noi, adulții, doar că suntem mai atenți de la cine prindem. Tocmai de asta, cred eu, contează profesorul și felul în care predă ceea ce predă. Te invit să intri și tu pe Coursevo.ro. Habar n-am care curs se potrivește, nu știu când vei începe sau dacă vei începe, dar te încurajez să înțelegi cum funcționează programele Coursevo și care sunt opțiunile pe care le ai dacă și când vei vrea să începi un curs. Pe Nicoleta o găsești în social media și îți las în descrierea acestui episod link-uri spre profilele ei ca să-ți fie cât mai simplu să ajungi la ea și să o întrebi orice simți să o întrebi despre Coursevo, Silent Way și cum învață adulții limbi străine și chiar să vezi dacă te poți înscrie la cursurile care tocmai încep în cadrul Coursevo. Caută informațiile în descriere, le ai pe toate acolo. Și, dacă tot mergi acolo, te încurajez să apeși și butonul subscribe. Asta ca să primești notificare de fiecare dată când apare un episod nou din podcastul despre gândire făcută vizibilă. Thinking Made Visible revine și săptămâna viitoare cu un nou episod. Până atunci, ai episoade din care să asculți vreo 60, așa că te încurajez, dacă ai încheiat acest episod, să cauți altul. Sunt subiecte variate și sunt convinsă că vei găsi ceva care să se potrivească cu ceea ce ai tu chef să asculți acum. Ne reauzim în curând! Până atunci, la fel ca întotdeauna, fă-ți gândirea vizibilă.